M-am uitat spre dumneavoastră, care sunteți părinți și care aveți copii aici. Știți ce am observat? Unii ați scos și telefoanele să mai filmați. V-ați concentrat atenția spre copiii dumneavoastră. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte că așa cum un părinte își concentrează atenția la copilul care îl laudă pe Domnul, și probabil acasă unii dintre părinți vor zice, a, tu te-ai uitat pe tavan. Alt părinte va zice, foarte bine, mi-a plăcut de tine, ai făcut o treabă bună. Vreau să știți că Dumnezeu din ceruri se uită spre noi ori de câte ori venim la închinare. Și când venim la închinare, Dumnezeu se așteaptă să ne vadă că ne concentrăm spre El, spre Dumnezeu. Că nu suntem absenți de ceea ce se întâmplă, nu suntem absenți de lucrarea care se face în locul acesta. De aceea, aș vrea și eu să vă chem în această zi, frații mei și surorile mele, veniți să folosim vremea pe care o avem ca să ne apropiem de Domnul, căutându-L cu toată inima. Doamne, ajută-ne! În această zi am să încep cuvântul pe care vi-l aduc cu o întrebare. Ce ziceți? E ușor să trăiești viața de credință? Da, să o trăiești așa cum ne-a lăsat-o Domnul. Eu întreb, eu răspund. Dragii mei, e bine ca astfel de întrebări să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Știți de ce? Pentru că în viața de credință ni se cere să fim serioși cu Dumnezeu. Adică e foarte la îndemână, să zicem, e ușor. Sau e foarte la îndemână să zicem, e greu. Dar vă rog să înțelegeți ceva. În viața de credință și felul în care ne trăim viața de credință este văzut de Dumnezeu, nu doar când venim la adunare, ci în fiecare zi a vieții noastre. Astăzi am citit un pasaj din cartea rut. Și am citit din cartea aceasta, mică de altfel, de pe paginile Sfintelor Scripturi, De ce este cartea aceasta în Biblie? Ca să vă ajut să înțelegeți, cartea aceasta ne arată felul în care Dumnezeu a incorporat în genealogia Domnului Isus Hristos o moabită. A luat o femeie străină și neînsemnată și a făcut-o parte din familia lui Dumnezeu în sensul că prin ea și prin sămânța ei avea să se nască mai târziu David și apoi din David avea să se nască Mântuitorul Hristos. Însă istoria aceasta măreață a cuprinderii în familia Domnului a unei străine, a unei moabite, ne pune înainte Învățături foarte importante pentru fiecare dintre noi. Și astăzi aș vrea să stau înaintea dumneavoastră și să vă atrag atenția asupra faptului că în viața de credință există pericolul de a face compromisuri. De aceea am întrebat dacă e ușor să trăiești viața de credință. Pentru că există acest mare pericol de a face compromisuri spirituale în viața de credință. Și practic aș vrea să încep prin a vorbi despre drumul acesta spre compromis. Pentru că vreau să vă aduc aminte, dragii mei. Dumnezeu vrea să ne trăim viața noastră dedicat 100% lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Dumnezeu vrea să ne trăim viața iubindu-L pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră. Asta vrea Dumnezeu. Dar vai nu de puține ori, ispita de a face compromis apare înaintea noastră. Și am citit astăzi din Scriptură, din uh, capitolul 1 al cărții Rut, despre un compromis pe care l-a făcut Elimelec și familia lui. Ce s-a întâmplat cu el? Elimelec era unul din poporul lui Dumnezeu. Unul care era în țara promisă, care locuia cu familia în poporul lui Dumnezeu, în țara promisă. Însă, tragedia din această carte mică ne pune înainte ispita de a compromite chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Să ne uităm așadar la Elimelec, omul din poporul lui Dumnezeu, care a trebuit să trăiască în poporul lui Dumnezeu, să rămână în voia lui Dumnezeu, dar în momentul în care s-a întâlnit cu presiunea evenimentelor, cu încercări, cu necazuri de un fel sau altul, a venit foamea. Și atunci, el s-a hotărât pentru o vreme să se ducă în Moab. E foarte interesant să vezi că s-a hotărât doar pentru o vreme să se ducă în Moab. Mă tem pentru noi creștinii secolului 21, ca nu cumva să fim ispitiți în situații de presiune, în situații de greutăți și de necazuri, să fim ispitiți să facem câte un compromis în moment critic, într-o încercare, într-o teamă mare de foamete, față în față cu o mare responsabilitate, iată-l pe Elimelec, responsabil să-și țină familia în poporul lui Dumnezeu. A încercat să-și asume singur responsabilitatea de a purta grijă de familia lui, uitând că deasupra noastră a tuturor veghează Dumnezeul puternic Savaot. Un moment de necredință în care Elimelec, a uitat că Domnul este cel ce poartă de grijă. Și iată a luat o decizie fatală, care l-a făcut să-și ia soția și pe cei doi fiei lui și să plece în țara Moabului, între oameni fără Dumnezeu. Și aici Elimelec a făcut acest compromis, a vrut să rezolve nevoile lui și ale familiei lui după metodele hotărâte de el și nu după metodele lui Dumnezeu. Tocmai acesta este compromisul. Să-ți iei viața în propriile tale mâini și să crezi că te descurci. Să faci câte o scurtătură în drumul tău, zicând, am să rezolv eu mai simplu și mai repede. Însă nu s-a gândit la voia lui Dumnezeu, bietul Elimelec, nu s-a gândit la voia lui Dumnezeu pentru el și pentru familia lui. Și a apucat calea scurtă spre bine. Frații mei și surorile mele, din toată inima mea doresc să ajungem cu toți în ceruri. Dar pentru aceasta ni se cere să trăim cu dedicare viața noastră de credință, în ascultare de plină de Domnul și rămânând în cadrul voiei sale pentru noi. Uitați-vă, voia lui Dumnezeu, trebuie să spun asta, nu e în mod obligatoriu ușoară pentru noi. Sunteți de acord cu mine că nu totdeauna este ușor să fii în voia lui Dumnezeu și să faci voia lui Dumnezeu? Uneori Dumnezeu vrea să ne confruntăm cu greu. Nu ne place să auzim asta. Nu e un mesaj popular să spun că uneori Dumnezeu vrea să trecem prin greu. Dar ridic mâna sus și zic, asta face Dumnezeu. Uneori ne trece prin greu, de ce? Pentru că acolo în greul acela ne formează și ne pregătește pentru cer. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie, scria Apostolul, când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare și apoi răbdarea aceasta vă face să fiți ceea ce trebuie să fiți înaintea lui Dumnezeu. Nu totdeauna voia lui Dumnezeu este belșug, nu totdeauna voia lui Dumnezeu este bucurie și distracție pentru noi. Cert este însă că voia lui Dumnezeu este întotdeauna cea mai bună pentru noi. Uitați-vă la Elimelec. Teama de foame te l-a luat pe omul acesta și l-a determinat să iasă din voia lui Dumnezeu. S-a temut că va muri de foame el și familia lui. Însă vreau să vă aduc aminte de ceva. Știți că acolo în poporul lui Dumnezeu a rămas mulți alții care s-au întâlnit cu aceeași foamete, și pe care Dumnezeu i-a scos la liman cu bine? Ei bine, iată cum diavolul îi păcălește adesea pe oameni, făcându-i să creadă că, vai, Dumnezeu nu mai poartă de grijă, Dumnezeu a uitat de noi și trebuie să apuc eu calea asta scurtă, să fac asta, să mă las căzut în această ispită. Și iată-l pe Elimelec alege să se ducă. Între oameni străini de Dumnezeu, într-un loc în care ieșa din perimetrul binecuvântării pe care a dat-o Dumnezeu poporului său. Acum, dragii mei, câțiva pași pe drumul acesta al compromisului, și de ce predicăm despre asta? Nu din curiozitatea de a ști despre bietul Elimelec și familia lui, ci din dorința de a ști noi să ne ferim de compromisul care s-ar putea să ne coste atât de mult. Uitați-vă ce face compromisul acesta. În primul rând, compromisul promite. El presupune promisiune, el promite mult. Oh, dacă te duci în Moab, n-ai auzit ce bine trăiesc cei din Moab? N-ai auzit ce bine se descurcă cei din Moab? În timp ce ție, ție greu aici? Compromisul, promite mult. Totdeauna de altfel promite izbăvire, promite eliberare rapidă, dar promite numai. Atenție! E ca și la peștele acela, căruia râma din cârlig sau pescarul cu, cu râma pusă în cârlig și aruncată în apă, îi promite, ai să mănânci cea mai gustoasă râmă posibilă. Numai că râma aceea înseamnă sfârșitul pentru bietul pește. Ei bine, așa se întâmplă cu aceia care aleg să facă compromisul și care cred în promisiunile pe care compromisul le face. Bieții oameni, o bieți copii ai lui Dumnezeu, care cred că prin compromis vor ajunge repede la soluția căutată, dar foarte curând, foarte curând vor gusta dezamăgirea. Pe moment, li se pare că au reușit. Așa se întâmplă. Am reușit, am ajuns în Moab, m-am rezolvat. Și ți se pare că pe moment ai rezolvat lucrurile. Însă, te rog să mă asculți, creștine. Ieșirea ta din voia lui Dumnezeu te pune pe un teren foarte periculos. Chiar dacă tu zici, numai un pic ies din voia lui Dumnezeu, asta te pune pe un teren foarte, foarte, foarte periculos și foarte alunecos. Satisfacția de a ajunge în Moab pentru Elimelec. Însă curând are să vadă că promisiunile pe care le-a făcut compromisul, pe care le-a pus înainte compromisul, sunt doar o fata Morgana, sunt doar iluzii. Frații mei și surorile mele, mai zic o dată, din toată inima doresc să ajungem cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta Dumnezeu vrea să rămânem totdeauna în voia lui. Să nu facem compromisul de a ieși din voia lui vreodată, pentru că lucrul acesta s-ar putea să ne fie fatal. Compromisul promite mult. Ăsta te determină să. promisiunile lui te determină să faci pași spre compromis. Mai spun ceva. Compromisul presupune nu doar promisiune, el presupune și ieșire din cadrul. Pe care ți l-a dat Dumnezeu. Adică, te face să ieși de acolo de unde Dumnezeu ți-a spus că e bine pentru tine, în voia lui Dumnezeu, să ieși un pic. Uitați-vă, ieșirea din cadrul acesta sigur al voiei lui Dumnezeu. O ieșire care promite soluții mai bune, promite realizări mai mari. Bietul Elimelec și-a luat familia din poporul lui Dumnezeu. Și a dus-o între păgânii. Și-a luat familia, adică binecuvântarea pe care i-a dat-o Domnul, pentru că familia e binecuvântarea dată lui Elimelec de Domnul. Și-a luat binecuvântarea pe care i-a dat-o Domnul și-a dus-o între cei care sunt străini de voia lui Dumnezeu. Știți cine a mai făcut asta? Pe paginile Sfintelor Scripturi. Lot. Vă aduceți aminte de Lot. Și el și-a luat familia și s-a dus spre Sodoma cu familia lui. Să iei binecuvântarea pe care ți-a dat-o Domnul ca să o duci în locul unde binecuvântarea nu este apreciată și unde nu poate să dăinuiască, e un lucru cât se poate de grav. E un compromis să iei din ceea ce ți-a dat Domnul și să duci între cei care îl sfidează pe Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu ți-a dat pentru binecuvântare trebuie să rămână pe teritoriul relației cu Dumnezeu. Dragi tineri, tinere, Dumnezeu va a binecuvântat cu frumusețe. Sunteți frumoși în tinerețea voastră. Dar nu dați frumusețea voastră celor ce nu știu să o aprecieze ca pe un dar al lui Dumnezeu. Nu faceți din frumusețea voastră Altceva decât vrea Dumnezeu să fie. Ia trebuie să fie un prilej de laudă către Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a făcut frumos, Dumnezeu trebuie să fie laudat. Nu-ți lua frumusețea să o duci între păgâni. Să le arăți lor ce grozavă ești. Ți-a dat Dumnezeu bogăție. Ai ce-ți trebuie. Dar nu-ți lua bogăția să o duci și să o dai pe lucruri care nu satură. Să o dai pentru lucruri care n-au niciun folos. E un compromis. Ți-a dat Dumnezeu înțelepciune, dar nu o folosi pentru lucruri străine de Dumnezeu. Folosește-o pentru lucruri care îi sunt plăcute Domnului. Compromisul presupune promisiune, întâi, apoi presupune ieșire, pentru că te scoate din voia lui Dumnezeu. Și știți ce e interesant? Ați fost atenți la ceea ce a citit fratele Raul s-a dus pentru o vreme, așa, așa a propus el, s-a dus pentru o vreme în țara Moabului, dar s-a prelungit vremea asta. Pentru că orice compromis presupune prelungire. Atunci când te joci și începi să compromiți viața de credință și îți permiți una sau alta, tu vei zice, numai odată. Dar știți ce se întâmplă? După o dată mai încerci o dată și încă o dată, pentru că nu uita compromisul presupune prelungire. Spune Rut, capitolul 1 cu versetul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fiei lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Dar uitați-vă cât a fost vremea aia zice versetul 4. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut și-au locuit acolo aproape 10 ani. Când faci un compromis, întotdeauna vrei doar o escapadă scurtă. Așa zici, numai odată. Vrei doar odată și ascultă-mă bine, te rog să mă asculți, întotdeauna un compromis atrage după sine un alt compromis în viața de credință. Întotdeauna acea o singură dată mai aduce o singură dată și știi ce, ce păcăleală îți face diavolul? Vine și zice, am făcut o dată și uită că sunt bine. Încă mă duc la biserică și cânt tare, Mă duc la biserică și mă rog tare. Nu s-a schimbat nimic. Prin urmare, nu o fi capătul lumii dacă mai fac o dată. Frate și soră, nu te lăsa înșelat de diavolul. Nu te lăsa înșelat. Pentru că întotdeauna compromisul, știți cum este? Ca intrarea într-o mlaștină. Când crezi că ești, atunci te adâncești mai tare și te adâncești tot mai mult și te scufunzi tot mai mult. De aceea, dacă ai căutat să faci pași pe drumul acesta al compromisului, te rog fierbinte, te înțelege că în această zi Dumnezeu a vrut să-ți iasă înainte aici la poarta cerului, să-ți spună, nu-ți îngădui ceea ce nu este voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu-ți permite lucruri care nu sunt parte din voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Pentru că dacă vorbeam de mlaștină, mai zic ceva. Compromisul presupune adâncire. Nu știu câți dintre dumneavoastră copii ați, ați auzit poezia Un vierme mic al lui Costache Ionid. Ați auzit-o? Ia o auzi la ei. Părinții care n-au auzit de poezia aceasta să o caute pe internet și să o citească Un vierme mic. Știți cum e poezioara aceasta? În poezioara aceasta, E prezentat un copilaș care stă și visează și la un moment dat aude ceva bătaie la ușă și se duce la ușă să deschidă și găsește la ușă un vierme mic care îi spune, lasă-mă să intru, să intru să fiu cu tine, că afară e rău și așa mai departe. Și s-a făcut copilului milă de un vierme mic, că era mic. Numai că viermele a adus după el altele și altele și altele și a zis, stai să mai vină cu mine și, și până când a venit caracatița, care l-a prins pe copilul acela și s-a speriat, s-a trezit speriat din visul lui. E bine, dragii mei, asta este o realitate de care bine este dacă ținem seama. Compromisul presupune adâncire în el. Niciodată să nu crezi că ai călcat dată strâmb și cu asta ți-ai rezolvat problema. El presupune adâncire. Întotdeauna un compromis aduce altele și altele după el. Elimelec a făcut compromisul mutării între păgâni. Apoi a venit compromisul căsătoriei copiilor lui cu fete moabite. Un alt compromis pe care în poporul lui Dumnezeu nu era îngăduit. Și în poporul lui Dumnezeu lucrurile acestea nu erau îngăduite. Vedeți ce face compromisul? Caută să te adâncească, să te facă rob al propriului tău compromis pe care îl faci și caută să se asigure că nu te mai scapă de acolo, că nu mai poți să ieși de acolo niciodată. Fiecare moment în compromis te adâncește tot mai mult. Și acum, dragii mei, eu vreau să vă chem să avem un moment de reflexie, fiecare dintre noi. Să ne gândim la condiția noastră. Pentru că dacă astăzi s-a predicat despre. Acest drum al compromisului și pașii care se fac pe el. Și am spus astăzi că, întâi, compromisul îți promite, îți făgăduiește mult, apoi compromisul te face să ieși din voia lui Dumnezeu, după aceea compromisul prelungește starea ta de rămânere în afara voiei lui Dumnezeu și apoi te adâncește tot mai mult. Vreau să vă spun, dragii mei, că, în realitate, compromisul este. Cea mai păgubosă atitudine pe care poate să o ia un creștin în umblarea lui cu Domnul. Atitudinea de a-și îngădui compromisuri spirituale. Acum, înțelept e Domnul. Vedeți, în cazul lui Elimelec, răul acesta, Dumnezeu l-a folosit spre bine. În sensul că a luat Dumnezeu o moabită. Și-a pus-o în familia Domnului Isus Hristos. Pentru că, nu uitați, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-l iubesc pe Domnul. Elimelec a făcut un compromis și a plătit amarnic. Pentru că vreau să vă spun, zicând ceva despre consecințele compromisului, știți dumneavoastră că întotdeauna compromisul conduce spre pierdere? De ce spun asta? Dacă la început îți promite că vei câștiga, asta face compromisul. Uitați-vă la Elimelec. I-a promis compromisul și a zis așa, dacă te duci în Moab, să vezi tu ce stomacuri pline veți avea voi în casa voastră. Ce bine va fi în timp ce e foame peste tot. A promis mult, dar știți ce s-a întâmplat în Moab? Elimelec și-a pierdut viața acolo. Doi. Fiul lui Elimelec și-au pierdut viața acolo trei, Naomi, soția lui, a pierdut tot. Tot ceea ce crezi că vei putea să câștigi prin compromis este o înșelăciune, este o iluzie. Ceea ce pierzi este incomensurabil. Nu poți să-ți dai seama ce mare pierdere ai atunci când îți îngădui compromisuri spirituale. Cea mai mare pierdere, de fapt, este ieșirea din voia lui Dumnezeu pierderea relației sănătoase cu Dumnezeu. Ascultați versul acesta. Ca într-un joc, legându-ți ochii cu o năframă, tu alergi să prinzi năluca unui vis, dar oprește-te din drum și vezi, ia seama, pașii tăi se îndreaptă în goană spre abis. În zadar pândești năluca fericirii, în zadar apuci cu pumnii amândoi, vei plăti din nou tribut dezamăgirii obosit, cu ochii plânși, cu pumnii goi. Întoarce-te la Domnul, e refrenul cântării acesteia. Aduceți-vă aminte, David după compromisul cu Batseba, cât a pierdut? Tot. Amnon după compromisul cu Tamar, cât a pierdut? Tot, inclusiv viața. Iuda, prin compromisul cu cei 30 de arginți, cât a pierdut? tot sau prin compromisul cu ciorba aceea roșiatică, cât a pierdut? Tot, dragii mei, pierderile sunt prea mari ca să poată fi măsurate, de aceea strig astăzi spre a fi bine auzit de toți cei din poporul lui Dumnezeu. Nu vă îngăduiți compromisuri, sunt prea scumpe, pentru că întotdeauna compromisul conduce spre pierdere. Mai mult, compromisul conduce spre regret. Uitați-vă la Naomi. După ani trăiți în, Noab, în Moab, se uită la mâinile ei goale. A rămas doar amintirea soțului ei, amintirea copiilor ei. Se vede cu cele două nurori alături, fără nicio nădejde. Și zice versetul 6... Apoi s-a sculat ea și în urorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, că ce aflase în țara Moabului, că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse duse pâine. Dumnezeu pe ai lui nu-i lasă. Înțelege-mă bine! De ce să te lași ispitit de un compromis crezând că m-a uitat Dumnezeu? Dumnezeu pe ai săi nu-i lasă. El a cercetat pe poporul său și-i dăduse pâine. Și după pâine a fugit bietul Elimelec. Și Dumnezeu a dat pâinea tocmai acolo de unde a fugit Elimelec. A auzit Naomi că Dumnezeu n-a uitat de ai săi, ce le-a împlinit nevoile, în timp ce ea a ales singurătatea, îndepărtarea de poporul Domnului s-a trezit cu mâinile goale. Ascultați-mă bine, compromisul niciodată nu te va ajuta să înaintezi, ci va stagna viața ta spirituală. Soluția pentru înaintare în viața de credință nu este evitarea și fuga, ci răbdarea. Să știi să rabzi atunci când Dumnezeu îngăduie să treci prin încercări. Să știi să rabzi, aici este cheia. Altfel te vei înșela pe tine însuți. Mai bine să suferi în voia lui Dumnezeu decât să ieși din voia lui Dumnezeu ca să scapi de suferință. Uitați-vă la Naomi cât regret are femeia aceasta. Și regretul este o consecință dureroasă a celor care aleg compromisul o face să înțeleagă că a pierdut de fapt totul și nu mai putea să aibă nimic din ceea ce și-a dorit. Când faci compromis, ascultă-mă, pocăitule. Când faci compromisuri, pierzi relația cu Dumnezeu. Pierzi binecuvântările lui Dumnezeu. Pierzi tinerețea și oportunitățile pe care ți le oferă Dumnezeu. Și pierzi pacea cu tine însuți atunci când îți îngădui să faci compromisuri. Însă regretul când este bine orientat, conduce la pocăință. Asta a fost situația lui Naomi. A regretat, dar regretul ei a fost bine orientat. Pentru cei ce regretă și n-au regretul bine orientat, asta îi duce spre depresii, spre necazuri și spre faliment. Însă Naomi a avut regretul bine orientat. S-a uitat spre ce a fost și a zis, Doamne, aș vrea să mă întorc la ceea ce trebuie să fiu. Și uitați-vă la încă ceva. Compromisul conduce nu doar spre regret, ci conduce și spre rușine. Așa am spus astăzi. Compromisul conduce spre pierdere întâi, apoi compromisul conduce spre regret și compromisul conduce spre rușine. Știți cum s-a întors Naomi în țara ei? plină de rușine. Zicea unii, a venit Naomi, ce-a plăcut, a venit înapoi. Și a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, pentru că am venit cu amărăciunea mea înapoi. Plină de rușine se întoarce după acest compromis. Vreau să știi că după orice compromis rămâne multă rușine. Adam și Eva, după ce au păcătuit, s-au ascuns și știți că atunci când Dumnezeu i-a întrebat, unde ești, Adame? Răspunsul a fost, mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine. Este rușinea de a te vedea exact așa cum te-a făcut compromisul. Despuiat de slavă a fost Adam. Despuiat de slavă, plin de rușine. Uitați-vă la Naomi, cu mâinile goale, după ce a părăsit toate binecuvântările pe care le avea în țara ei. Nu mai avea nici drept acolo, trebuia altcineva să-i dea, să aibă drept de răscumpărare. Nu mai avea nimic, se întoarce cu mâinile goale, plină de rușine. Să stai față în față cu cei ce au răbdat ispita, cum să nu-ți fie rușine? Tu n-ai răbdat ispita, tu ai căzut și te întorci și stai față în față cu cei ce au răbdat ispita. Sigur că e rușinos. Naomi nu mai este ceea ce a fost. Nu mai ziceți Naomi. Asta pentru că păcatul desfigurează. Nu mai cunosc nici măcar rudele ei de altă dată, pentru că păcatul lasă urme adânci în viețile noastre, urme de nerecunoscut. Toți cei care o văd se miră, așa zicea textul pe care l-a citit fratele Raul. Versetul 19, au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi plăcută este aceasta. Ea este Naomi. Nu mai era nimic plăcut în ea. S-a dus ceea ce o făcea altă dată plăcută, pentru că asta face compromisul, te despoie de tot ce este frumos și plăcut în tine. Mai zic ceva, compromisul conduce spre amărăciune și spre întristare. Frați și surori, sufletul nostru, este făcut să stea într-o relație bună cu Dumnezeu. Și numai acolo este făcut să-și găsească satisfacție în Dumnezeu. Acolo este bucuria adevărată. Și ori de câte ori căutăm satisfacția și bucuria în altă parte, ne trezim cu tristare și cu amărăciune. Uitați-vă versetul 20 și 21. Ea le-a zis, nu -mi mai ziceți Naomi, ziceți-i mara, adică amărăciune, că și cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug, Vedeți cine a plecat din poporul Domnului? Nu sărăcia neapărat. Zice, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel tot puternic m-a întristat? Compromisul conduce spre amărăciune și întristare, dar mai zic ceva, compromisul conduce spre pedeapsa Domnului. Dumnezeu nu poate sta nepăsător față de cei ce sunt ai Lui nu stă nepăsător. Chiar atunci când ei calcă strâmb, Dumnezeu ia nu iaua și îndreaptă și pedepsește. Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Și iată-o pe beata Naomi. Stă față în față cu nurorile ei, neputând să le ofere nimic, neputând să le promită nimic și a trebuit să o ia înapoi pe drumul pocăinței și al întoarcerii. Frați și surori, am vorbit astăzi despre compromis. Despre compromisul în viața de credință și am făcut-o. Pentru că vai de câte ori nu caută compromisul să ne apuce, să ne determine să luăm o decizie, vine la început și promite mult. Îți arată doar rozul lui ascunzându-ți, de fapt, tot ce-i cenușiu și negru în el. Însă astăzi, dragii mei, vreau să vă spun că dacă cineva și-a permis să iasă din cadrul voiei lui Dumnezeu, făcând compromisuri spirituale, există posibilitatea de revenire. Și eu zic aleluia! Uitați-vă la Naomi, ea s-a întors în țara ei. Sigur, s-a întors cu omărăciune și rușine. S-a întors convinsă că Dumnezeu a pedepsit-o. S-a întors cu mâinile goale și cu sufletul gol. Frați și surori, calea cea mai îmbietoare nu este calea cea mai bună. Vă rog să înțelegeți asta. Deavolul are grijă să-ți spună înainte ocazii de compromis și ți va spune că prin ocaziile acestea, El îți oferă soluții pentru nevoile tale. În realitate, diavolul își bate joc de oameni. Soluția, dragii mei, este revenirea. Adică pocăința. Pocăința anulează sentința, cum zicea cineva. Încă nu e prea târziu dacă ai apucat-o pe un drum al compromisului, de ți-ai permis să ieși din voia lui Dumnezeu. Ai ocazia binecuvântată în ultima duminică a lunii noiembrie din anul 2023 să te oprești pe loc și să zici, Doamne, îmi pare rău că m-am lăsat mușcat de ispita celui rău. Îmi pare rău că mi-am îngăduit lucruri care nu erau pentru mine. Îmi pare rău că am căutat calea ușoară și am fugit din cadrul voiei tale. Dragul meu, suntem iubiți de Domnul. Și pentru că ne iubește, El vrea să ne tragă în brațele Lui. Rămâi în brațele Lui, în poporul Domnului. Rămâi acolo, în poporul Domnului, chiar dacă auzi amenințări care zic, a, dacă ești din ăsta, tu nu poți, tu nu te poți bucura, tu nu poți să trăiești la nu știu ce nivel, tu nu poți să ajungi nu știu ce. Ascultă-mă bine. Cine rămâne cu Dumnezeu, rămâne de partea câștigătoare totdeauna. Totdeauna. Cine e cu Dumnezeu, e totdeauna câștigător. De a ieși din cadrul voiei lui Dumnezeu, ești amenințat să pierzi totul, ascultă-mă. Însă astăzi te chem în numele Domnului Isus să te ridici împreună cu mine, să stăm ridicați în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu, a aceluia care ne cunoaște starea și să stăm într-o rugăciune a pocăinței noastre pentru fiecare compromis pe care l-am făcut. Poate vă zice cineva, a, predica asta e pentru cutare, știu eu pentru cine i predica asta. Ascultați-mă bine, predica asta este pentru mine și este pentru fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi am avut momente când am ieșit din voia lui Dumnezeu și am căutat să facem voia noastră, am căutat să facem ceea ce am crezut noi că este bine veniți să ne pocăim, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, iartă-ne și ne întoarcem înapoi în brațele tale și vrem să rămânem în brațele tale pentru totdeauna.